Dumnezeu, ce ești în toate, știi toate și stăpânești peste toate. Mântuitor, prea curat, neîntinat și fără de păcat, adu-mi astăzi sănătatea, cea de care trupul meu are nevoie pentru a putea împlini cele plăcute ție. Adu-mi astăzi înțelepciunea de care mintea mea are nevoie pentru a putea să se ferească de cel rău. Și adu-mi Tu, Doamne, astăzi bucuria și binecuvântarea de care sufletul meu are atâta nevoie pentru a putea să fie el mărturie vie a bunătății și a milei Tale. Doamne, Tu înfăptuiești vremurile și numai Tu știi toate cele câte mă așteaptă. Așa că dă-mi putere ca să pot primi și accepta tot ceea ce Tu lași să se împlinească întru sfânta voia Ta. Amin. Fiu de Duh Sfânt, din Fecioară întrupat, Cel ce fără de prihană Te-ai pogorât printre noi și ne-ai spus că numai Tu ești calea, adevărul și viața. Nu mă lăsa astăzi fără îndrumarea Ta și lucrează Tu, Doamne, la împlinirea rugăciunilor mele. Luminează-mi ochii minții ca să mă pot bucura fără împiedicare de neajunsa frumusețe a creației Tale lumești și umple-mi sufletul de liniștea și de încrederea pe care o simt cei ce nădăjduiesc în Tine. Fii Tu, Doamne, și astăzi pentru mine izvor nesecat de milă și de îndurare și iartă-mi toate slăbiciunile și toate rătăcirile și îndreaptă-mă către poruncile Tale și către împărăția Ta, cea fără de veci. Amin.